Ați revenit? Ce bine! Astăzi gătim somon teriyaki cu legume stir-fry și orez natur. Este o nouă rețetă cu care i-am provocat pe invitații de la Bucătari Fără Scăpare. Eu m-am apucat deja, haideți să vă arăt despre ce e vorba. Ce avem aici? Ghimbirul tocat. Ghimbirul tocat pe care o să-l folosim și la sosul teriyaki, cât și la legumele stir-fry. Trebuie să începem în primul rând cu sosul teriyaki, pentru că durează un pic mai mult până este gata și avem nevoie de ghimbir, după gust, nu exagerați, câțiva căței de usturoi, zdrobiți, puțin oțet, ceva în jur de două linguri de oțet, mult sos de soia, într-o sticlă avem 170 de ml, cred că putem să o punem pe toată, așa, și undeva în jur de 3 linguri de miere. Dacă e lingura mare, cum e în cazul meu, puneți doar două. Și, pentru că sosul de soia este foarte, foarte puternic, undeva în jur de 100 de ml de apă. Și lăsăm să fiarbă la foc mic până când se reduce. Mierea să înceapă să caramelizeze și să gelifieze, practic, această nebunie de sos teriyaki. Și dăm înainte cu restul de ingrediente. Trebuie să spălăm orezul în câteva ape până devine translucid, pe care îl punem la fiert doar în apă cu sare. Și avem 2 mâini de orez per om. Spălați bine orezul. Scăpăm de excesul de amidon și în felul acesta orezul nostru nu se va lipi, nu va fi lipicios. Când apa începe să fie curată, orezul este gata de băgat la fiert. Oprim focul la apă, punem orezul și dăm oala la o parte. De pe foc și o acoperim. Trebuie să o acoperiți cu absolut orice vă vine la mână și în momentul ăsta lăsăm orezul să se hidrateze cu apa fiartă până acolo cât are el nevoie. O altă metodă de a fierbe orezul. Metodă în care nu necesită foarte multă, să zicem, foarte multă atenție, să stai în spatele lui la aragaz, să-l amesteci, pentru că nu facem risotto. Dacă aveți un rice cooker, trebuie să folosiți un rice cooker. Dar principiul e cam același. Trebuie să lăsați doar să fiarbă în apă cu puțină sare. Pentru stir fry avem nevoie de câteva buchețele de broccoli și câteva buchețele de conopidă. Pentru conopidă și broccoli, procesul de curățare, de spălare este același. Se lasă în apă cu oțet și sare sau oțet sau sare. Bun, mergem mai departe cu pregătirea noastră și avem morcovi, cât v-am așteptat pe voi să veniți alături de mine. Am curățat deja câțiva morcovi. Tăiem morcovii subțire. Asta este cel mai important. Vă alegeți forma dorită. Este irelevant cum îi tăiați, rondele, semirondele. Eu am ales să-i tai la 45 de grade. Chiar sunt curios să-mi lăsați un comentariu să-mi spuneți voi cum preferați să tăiați morcovii într-un stir fry. Puțin usturoi tocat, ghimbirul, usturoiul, morcovii și ceapa, julien. Avem legumele gata, sosul teriyaki gata și el. Acum să pregătim și somonul. Somonul nu are nevoie să-i faceți nimic în momentul ăsta, este gata așa cum este. Nu trebuie tăiat, nu trebuie filetat, nu trebuie făcut nimic decât așezat într-o tavă de servire. Trebuie doar acoperit cu sosul teriyaki. În cazul în care nu vă place somonul, aveți alte opțiuni. Puteți să încercați cu ceafă de porc, puteți să încercați cu piept sau pulpe de pui, puteți să încercați absolut orice bucată de carne vă vine la îndemână. Chiar sunt curios cu ce încercați voi, de fapt, sosul teriyaki, dacă nu vă place somonul. Lăsați-ne în comentarii. Somonul intră în cuptor 180 de grade, timp de 25 de minute. Se activează mierea, glasează somonul, este senzațional. Bun, teriyaki putem să-l păstrăm pe foc cu mic, să mai fiarbă, să-l folosim și după aceea la plating. Este senzație. Așa, scoatem cruciferele, le ducem pe tocător să le tăiem și pe ele. Tăiem buchețelele în 2, în 4, le mărunțim un pic, așa fel încât
să fie gata de îmbucătură. Este bine atunci când gătiți să vă gândiți mâncarea, să o tăiați dinainte, în așa fel încât atunci când mâncați să nu depuneți prea mult efort. Avem nevoie de o tigaie încinsă, stil wok, avem nevoie de ulei de floarea soarelui. Așa, lăsăm să se încingă bine. Putem să așezăm în tigaie primul lucru și anume ghimbirul și usturoi. Bun. După care punem ceapa împreună cu morcovii. Pentru că morcovii se gătesc un pic mai greu. Ultimele două minute sunt rezervate pentru broccoli și conofidă. O lingură de teriyaki. Are nevoie de puțin sos de soia și atunci profităm de faptul că avem asta. Și sotăm. Am lăsat morcovul un pic mai mult pentru că asta este mult prea tare. Deja se observă cum mierea din teriyaki începe și oferă un luciu aparte legumelor din tigaie, chestie senzațională. Și pe lângă luciu, oferă și gust. Când aveți nevoie de wok, folosiți întotdeauna ochiul mare, cu focul puternic. Nu lăsați focul să fie cu minte, niciodată. Nu la genul ăsta de rețete. Iar în momentul în care amestecați în tigaie, încercați să păstrați tigaia pe foc. Adică nu ridicați tigaia aici, pentru că se va răci. Deci întotdeauna tigaia stă în contact cu focul. Partea din față e în contact cu aragazul, partea din spate stă un pic în aer. Aproape gata sosul nostru teriyaki. Dacă se răcește un pic, puteți să-l faceți din timp și să-l țineți în frigider. O să vedeți că mierea se întoarce la forma inițială și devine foarte viscos, foarte gustos. Scoatem somonul. Ați văzut că orezul nu ne-a deranjat cu nimic. E acolo în oală. La un moment dat o să scoatem, să-l strecurăm în chiuvetă. Este o rețetă ușoară. Pare grea, dar să știți că e o rețetă foarte ușoară. Și o rețetă cu gust. Să mai folosim sosul din tăviță. Să stropim somonul. Doamne, ce culoare are! Scoatem somonul și-l așezăm frumos pe farfurie. Bun. Colorăm un pic. Legumele le așezăm frumos lângă somon. Și acum orezul, pe care nu-l spălăm. Lăsăm exact așa cum e. Așa, ne trebuie o lingură. Orezul. Bun, mai punem puțin sos. Niciodată nu e destul sos teriyaki. Bun și gata somonul nostru teriyaki cu legume stir fry și orez natur. Promiteți că încercați rețeta și că dați play noului episod Bucătar fără scăpare? Gata, v-am lăsat, vă urez spor la gătit și mie poftă bună! Ta-da!